doamnă Elena. Nu știu, este așa de minunat ca chipurile tinerilor să nu cadă în uitare și să putrezească precum frunzele. Ați văzut cum e așezat între frunze, dar în același timp cum i-a ridicat prin armă spre Mântuitorul Iisus Hristos, care primește, bine primește jertfa lor. Stăteam și mă gândeam că ar merita să medităm de ce suferă oare numai inocenții. Acești tineri, copii, așa cum s-a spus, crescuți totuși în ateism, iată că au devenit vestitori ai unei noi împărății, ai unei transfigurări. Noi, în această seară, dorim să adăugăm la toată această încărcătură duhovnicească și colindele și de aceea l-a rugat pe Dan Vasilescu să vină să ne colinde în această, în dimensiunea aceasta a răstignirii, dar și a transfigurării, a suferinței transfigurate. Atât a celor care s-au jertfit pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, cum spunem noi, în Sfânta Liturghie, a celor care au luptat pentru întregirea, unitatea și demnitatea neamului nostru, demnitatea cum a fost eroi din Revoluția, tinerii eroi din Revoluția de la 1989 și nu numai tinerii. Evident că majoritatea dintre ei, trebuie să spunem, acolo în cimitirul eroilor au fost, sunt tineri. Dar au fost și maturii care au participat, nu vrem să minimalizăm. Însă, ceea ce este, probabil că la tinerețe lucrurile se petrec mult mai repede, fără gândirea aceea matură și poate uneori o gândire care ne împiedică să primim martirul așa cum se cuvine. Deci îl rugăm pe Dan Vasilescu să ne rostească aceste colinde ale suferinței transfigurate.